bine că azi e o zi mai mare. Da. Știi ce oră avem azi? Să zic și încă da. Păi ce anume? Religia? Da, vine un preot denumit. A, da? Și trebuie să-i pregătim ceva. Bine, hai. Micul dejun, știi, nu? Da. Ia, hai. Ia să te văd viorele, hai. Dar ce facem? Îi facem niște carne prăjită de popă. Nu că e post și el nu mănâncă așa ceva carne. Dar ce mănâncă popa? El ține post, mănâncă gem cu margarină. Și altceva ce mai mănâncă? Și bea o cană de ceai și atât. Păi dacă bea ceai nu mai are glas. Are glas. Dar tu știi cum cântă? În timp ce Viorel ungea feliile de pâine cu margarină, Veronica se străduia și ea să-și facă treaba ca la carte. Doar nu le trece pragul în fiecare zi un preot. Eu am făcut ceaiul. Da? Da? Ceai de mentă am făcut. Dar ceaiul ăla dulce sau e nedulce? Nu i-am pus zahăr. Să pună el dacă vrea. Dar poate nu bea cu zahăr. Dar e pregătit zahărul? Avem, lasă timp. Să-i pregătim. Stai să pun capacul să nu se sărăcească. Hai, Viorele. Ia să cânti o cântare acum. Chiar vreau să cânt și tu o cântare. Eu nu știu să cânt cântare. Hai, cântă. Nu. Cântă melodia ta, hai. Nu, nu. Hai, Viorele, mai cu viață, hai. Nu, cântă melodia ta. Hai, mai cu viață, mai cu spor, hai. Scoate două, hai, trei. Ia, deci... Ce să mai aduc? Adu gemul. Gata. Dar vii săptămâna viitoare. Sau luna viitoare, că vine popa acuși. Gata, am adus. Ăla o să ți-l desfaci, dar știi pus în stânga mea. Zine, stau în partea aceasta. Că ieți borcanul, desfac. Gata, îl desfac. Ale, e greu tare. Gata. Mai pun eu una și tu pui trei cu gem. Dar fără margarină? Fără. A, da? Păi pochii nu mănânc cu margarină, că le se strică glasul și nu mai poate cânta după asta. Iar dacă Vulpița era prea emoționată să cânte, Viorel a început el recitalul. Asta în timp ce soția lui continua prepararea meniului. Hai la 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 la. Cântă, Viorele. Păi ce frumoasă ești tu, măi. Cântă și mie melodia mea. Hai că nu te pricep. Ba da, mă pricep. Dar mai cu talent. Viorele, ia scoate și tu cana să pregătești și tu. Eu? Da. Tu. Doamne, Maica Domnului, Doamne, eu. Păi dacă beau eu ceai, păi nu mai fac nimic. Mi-e trebuie altceva de băut. Pe preot îl servim cu ceai? Gata. Hai, Viorele. Și acum îl lași așa aici? Lasă că le-am spălat și eu la urmă. Acum ți-o găsesc să spui. Păi da... Ia strânge asta, pune aia. Las că o strâng. Hai, Viorele, mai cu viață, mai cu viață. Eu? Da. Eu încep să cânt acuși. Hai, și mai cu spor. Șolante, hai. Scoate una. Oh, mă servești pe mine? Nu-i treaba ta ce fac eu aici. După ce s-a asigurat că sandvișurile de post sunt așa cum trebuie și a verificat ceaiul, Veronica a observat că lui Viorel îi cam tremură mâna. Ai emoții, Viorele. Las că mă pui eu să iau zahăr. Hai, Viorele, mai cu viața, ai grijă să nu scăpi. Eu? Da. Mă apuc de cântat acuși, aleluia, aleluia. Hai că merg și eu. Ai grijă, încet, încet, ușurel. Hai, Viorele, mai cu viață. A, așa poftim. Zile, știi? Da, știu și eu. Gata. Și acum ce mai trebuie? Lingură, acum poți să cânti. Nu, cântă tu, hai. Eu? Pot cântare. Eu nu știu să fac cântare. Ba știi? Nu știu. Ba da, hai. Nu știu să fac cântare. Păi tu știi că tu ai jucat telili... Hai să luăm un loc, să-l așteptăm. Am pregătit și caietele pentru lecții. Da, dar ce vrei să-mi viață? Învățăm, eu știu ce ne predă. Cu minți, pe canapea, la masa cu bucatele de post, Vulpița și Viorel au așteptat cu emoție oaspetele ales. Iar când preotul Emilian Prodan a sunat la sonerie, Viorel s-a dus grăbit la ușă. Bună ziua, bine v-am găsit.
Am ajuns în sfârșit la voi. Sărmâna. Doamne ajută să fiți binecuvântați, binecuvântată vă fie această casă. Dragii mei, pentru că ne întâlnim pentru prima dată, vă dăruiesc două cărți scrise de mine, cartea Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața, și o carte Tu mă iubești. Eu vă mulțumesc că m-ați primit la voi, sunt bucuros și sper că aceste cuvinte să vă ajungă la suflet, să vă aducă multă bucurie. Da. Văd că m-ați așteptat cu daruri. O să beau puțin ceai, pentru că este post, nu îmi permit să degust, dar apreciez gestul vostru. Eu zic să începem ora de spiritualitate. Cum a decurs ora de religie, dar și din ce motiv ochii Vulpiței s-au umplut de lacrimi? Vezi imediat! Am anticipat eu un pic materialul. A fost abia primirea părintelui cu margarină și gem, presupun. Pregătirea s-a pregătit. V-ați pregătit să îi puneți ceva pe masă. Frumos! Din ce aveți de post, îi puneți ceva pe masă părintelui. Aveați nevoie și o să vedem cum a decurs ora. Că deja văd că ai ochii în lacrimi. Ce s-a întâmplat? Fero? Nimic. Aveați nevoie de a vorbi cu un preot, așa ca la o spovedanie la care n-ați mai fost de multă vreme? Da. De ce plângi? Nu plânge, mă, ce? Măi, las-o dacă vrea să plângă, să plângă, că-i face bine. De ce? Hai, spune-mi, la ce te gândești? Că am spus ce avem pe suflet. Și ce aveai pe suflet? Că am spus că am greșit față de soțul meu, că... Și așa am zis dacă pot să merg la biserică. Și a zis că da. Că ai găsit față de soțul tău, dar te gândești și la socrii tăi? Ba da, mă gândești și la ei. Ai mai vorbit cu fetița? Deloc? Nu, de atunci nu mai. De ce? Mi-a spus și lui Viorel să sune și el. Tot nu vrea să sune? Viorel, de ce nu vrei să suni la părinții tăi să te auzi cu fiica ta? Eu dacă sun, ți întrepetează altceva. Yeah. Păi măcar să stai și tu de vorbă cu fata, că atunci întreba de tine. Cred că au avut nevoie de un weekend mai liniștit, pentru că de fiecare dată când sună, se ceartă, țipă unii la alții și nu e tocmai stare potrivită în asemenea vremuri. Atunci era dor și fete de tine. Puteai să vorbești și tu. Dar se obișnuiește la voi ca preotul să vină în casă să vă viziteze? La partea aia mai rar. Dar voi mergeați la biserică, la spovedanie, la denii, cum se întâmplă? Da, mergeam. Da? Da, am mers și cu soacră-mea și cu fetița și împreună cu soțul. Deci când începeau deniile astea care sunt acum peste o săptămână, deci una nu lipseam. Deci acolo, în continuu, când plăcea. Am mers